Ministrul Mediului Țancoș Barna spune că o mare parte din țară este afectată de secetă în diferite stadii. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. În aceste condiții, guvernul cere populației să nu facă risipă de apă. În cursul ședinței de guvern, la solicitarea domnului prim-ministru Ciucă, am prezentat o situație privind fenomenele meteorologice extreme, seceta pedologică și rezervele strategice de apă. În momentul de față, aproximativ 70%, poate un pic peste 70% din România, din suprafața țării, este afectată de secetă pedologică. În funcție de situația microregiunilor, putem vorbi despre secetă pedologică moderată, puternică sau chiar extremă. Deficitul de precipitații față de media anilor trecuți în anumite zone este extrem de mare, deficit care poate să însemne sub jumătate din media anuală sau media pe ultimele 10 luni, așa cum am făcut calculele zilele trecute, ieri, alaltăieri. Sunt regiuni, orașe, unde față de o medie pe 10 luni de 410, 420 sau 390 de litri pe metru pătrat, în perioada septembrie iulie sau august-iulie 2021-2022 avem sub 200 de litri de precipitații pe metru pătrat. Acest lucru generează fenomenele de secetă pedologică la scară moderată, puternică sau extremă. Calculele, analizele sunt făcute în la nivelul solului până la 100 de centimetri sub nivelul, în stratul de până la minus 100 de centimetri și acolo se constată aceste deficiențe de apă generate de lipsa de precipitații. În ceea ce privește fenomenele extreme, ați văzut și dumneavoastră, au fost emise mai multe alerte în ultimele zile și în paralel, practic, sunt alerte care, pe de o parte, ne atrag atenția asupra valului de căldură și în paralel asupra unor fenomene extreme de precipitații în zone arii relativ restrânse, unde cantitățile pe metru pătrat pot ajunge la 30, 40, chiar la 50 de litri pe metru pătrat. Acest lucru poate genera de foarte multe ori, sau aceste fenomene extreme pot genera grindină, vijelie, furtuni care afectează și infrastructura și culturile agricole în anumite zone. Fenomenele extreme vin mai mult la sigur în urma acestor schimbări climatice, care sunt dovedite de specialiști și nu trebuie să mergem neapărat la specialiștii de pe plan mondial. Avem specialiștii noștri la ANM care ne atrag an de an atenția asupra recordurilor de temperatură care sunt dobărâte din ce în ce mai des, asupra cantităților de precipitații care nu se mai distribuie uniform, asupra fenomenele extreme care lovesc anumite zone, anumite regiuni. În ceea ce privește rezervele strategice de apă, împreună cu colegii de la ANAR, de la Apele Române, am analizat inclusiv săptămâna aceasta, zilele trecute, situația. Avem cele 40 de lacuri de acumulare cu rezervele strategice unde problema nu este una serioasă. Avem grad de umplere de peste 68% în aceste lacuri. Sunt, de fapt, principalele lacuri de acumulare cu rol important în alimentarea cu apă a populației și a industriei, respectiv alimentarea sistemelor de producere a energiei electrice. Nivelul apei în Dunăre este în scădere față de mediile anuale. Avem undeva la 3000 de litri pe metru pe secundă, litri pe secundă la intrarea în țară, sub media de 5-806.000 anuală, dar nu avem probleme în ceea ce privește exploatarea uzinelor, instalațiilor care uzinează apă în vederea producerii energiei electrice sau energiei electrice din surse nucleare. Deci, din punctul acesta de vedere, nu există în momentul de față niciun pericol. În ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă a populației,
Majoritatea zonelor care au probleme, deficiențe și unde s-au implementat câteva măsuri de restricționare se bazează pe puțuri forate, pe sursă de apă care este stabilită și este ridicată la nivelul consumului normal, în cazul în care în zona, în perioada secetoasă, crește semnificativ de 2 ori, de 3 ori, chiar de 5 ori consumul de apă în urma irigațiilor din localitățile care sunt alimentate cu apă potabilă, acolo problemele pot fi semnificative. Din acest motiv, autoritățile locale și administratorii acestor sisteme de alimentare cu apă au implementat restricții, tocmai pentru a preveni situația de criză. Facem încă o dată, în mod repetat, apel la populație ca în această perioadă să utilizeze apă potabilă strict pentru consumul din gospodărie, pentru consumul pentru care se face, se pregătește, se produce practic apa potabilă. Este o risipă pe care nu ne-o permitem acum să folosim această apă potabilă în scop agricol, să folosim apa potabilă trecută prin captare, prin tratare, prin pregătire pentru a fi potabilă, să o folosim pentru scop agricol, pentru irigații. Avem câteva lacuri, câteva râuri care au fost afectate mai puternic și sunt în faza de secare, dar nu este încă o dată o problemă generalizată. Sistemele de alimentare cu apă centralizate, cele mai afectate, cum am spus, sunt cele care se bazează pe foraje și pe cantități fixe care pot fi produse și pe cantitățile medii anuale consumate de cetățeni în perioade de normalitate, perioade în care nu avem secetă și nu se folosesc aceste cantități pentru irigații. Acestea sunt, pe scurt, informațiile pe care le-am prezentat domnului prim-ministru. Suntem în contact direct cu specialiștii care conduc sistemele de alimentare cu apă potabilă. Le prezentăm previziunile cu privire la cantitățile de apă care vin din precipitații și care pot fi utilizate din lacurile de acumulare, acolo unde se prevede o reducere pe termen mediu a cantităților disponibile, acolo, preventiv, se pot implementa aceste restricții. De asemenea, premierul Nicolae Ciucă le-a cerut miniștrilor un plan coerent pentru sprijinirea autorităților locale în contextul fenomenelor meteo extreme. Să înțelegem cu toții că este vorba despre fenomene pe care nu le putem controla, iar partea aceasta de consum rațional este o datorie civică a fiecăruia dintre noi, iar de la nivel guvernamental, cât și de la nivelul autorităților locale, avem nevoie să menținem acest dialog cu cetățenii, să menținem oamenii informați pentru a putea înțelege care este situația reală. Iar demersurile pe care le-am făcut până în acest moment, ele trebuie consolidate și trebuie multiplicate tocmai în direcția în care ați vorbit anterior, să putem să asigurăm cetățenii că suntem în măsură să asigurăm cantitățile de apă potabilă acolo unde este necesar și acolo unde se confruntă cu acest fenomen de secetă pedologică și de asemenea că lucrăm cât se poate de coordonat cu autoritățile locale pentru a asigura sprijinul necesar.